Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom discuta despre cuvinte cu două sau trei silabe și am câteva surprize pentru tine. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Înainte de toate, vreau să-ți fac cunoștință cu Vivi. Nu știu dacă ție-ți plac feverițele, însă mie îmi sunt tare dragi, așa că am invitat-o să fie alături de noi pe tot parcursul lecțiilor, cu speranța că și ție îți va face plăcere. După cum bine observi, Vivi este aici. Deodată pe cărare apare o oaie extrem de îngrijorată. Ea este însoțită de o pisică. Pare că se simte neputincioasă. Ar vrea cumva să-și ajute prietena, dar nu reușește să afle ce anume o îngrijorează. Tu ce crezi că s-a întâmplat? Hai să vedem dacă iepurilă reușește să afle ceva. Oaia prinde puțin curaj și le spune acestora că nu își mai găsește turma. S-a rătăcit și de aceea este speriată. Iepurilă îi spune că o înțelege pentru că și el, în urmă cu câteva minute, trecuse pe lângă o vulpe și a crezut că nu va mai scăpa cu viață. Privește-o aici, în depărtare. Tu ce crezi că s-a întâmplat mai departe? Prezintă ideile tale printr-un desen. Și pentru că ți-am spus la început că azi vom discuta despre cuvinte cu două sau trei silabe, hai să privim aceste imagini și să despărțim în silabe fiecare cuvânt pe care îl reprezintă. Cuvintele le reprezentăm printr-o linie orizontală. Să despărțim în silabe primul cuvânt, oaie. Oaie. Ce se aude în prima silabă? Se aud două sunete. O și A. Iar în a doua, I și E. Cuvântul oaie are două silabe. Pisică. Pi-si-că. Prima silabă este pi. Se aud P și I. A doua este si. Se aud S și I. Iar ultima este, foarte bine, C, C și E. Cuvântul pisică are trei silabe. Iepure. Iepure. Prima silabă este E. I, E. A doua, P, U. Iar a treia, R, R. E. Cuvântul iepure are trei silabe. Vulpe. Vulpe. Prima silabă este vul. Se aud v, u, l. Iar a doua, pe. P, e. Cuvântul vulpe are două silabe. Dacă privim toate cele patru cuvinte pe care le-am despățit în silabe, observăm că primul cuvânt și ultimul au două silabe și pisică și iepure au trei silabe. Ce observăm aici? Un avion, o lăcustă, frunze, bicicletă, veveriță, balon. Te rog să desparți în silabe doar cuvintele formate cu două sau trei silabe pe caietul tău cu foaie velină. Îți doresc spor la lucru!